Aici de fața la... Doamnelor și oameni buni, uitați, suntem aici la mănăstirea Cașin, unde se petrec niște erezii groaznice, ca în fiecare an, dar acum mai mult ca oricând, că ei să au crezut că nu mai sunt oameni care să se împotrivească la aceste erezii. Este Varlam Plăieșteanu cu catolici, cu budiști, cu jehoviști, cu toate... Cu armeni. Cu armeni, cu toate soiurile. Și am zis să protestăm, uite, de ce nu luați nimeni, nu ați luat atitudine pe internet măcar, sau public, așa, în parohii, biserici, de ce nu luați atitudine? Și stați, ca de obicei, stați cu mâine în sus și după mirați, zice Dumnezeu, trimite pedepsea asupra noastră. Cum spunea Sfântul Gheorghe Caciu, că ecumenismul este produsul masoneriei. Numai dacă o stat și s-o rugat acolo, s-au asistat acolo, trebuie făcut botez și dat, ieșit în afară bisericii. Unde s-o mai promit așa ceva? Vedeți? Asta e rezultatul cretei. Nu să mai tem de nimeni. Nu să mai stai pune și pe asta, că se bată... Nu se mai tem de nimeni, pentru că ei știu foarte sigur că nu mai sunt voci. Pentru că dacă luăm ori și pe Iustin Pârvu și pe Adrian Făgețeanu și care au mai fost așa mărturisitori, ce au gândit? Că nu mai au cine să mai latre? Suntem atâția care ne trezim și îi dăm de toți pereții. Uite așa să spun cu oamenii, pentru că popii și stareții, care acum li s-au pus unul în gură că dacă vorbesc ceva îi dă afară, sau călugării care comentează sau maicile vorbesc ceva în mănăstiri sau în așa, sunt înlăturați. De-aia nu vă fie frică că vă mănâncă focul, v-am mai spus și o repet de N ori. O să ne pedepsească Dumnezeu prima dată cu apă, după aceea cu foc. Dacă nu luați atitudine și acum, iarăși cu actele astea biometrice, dar mai ales acum cu erezia asta. Am înțeles că de anul viitor vor să unifice tot. Adică să fac un sinod, din nou un sinod global, organizat tot de globaliști, ca să percetuiască tot ce au organizat în Creta. Deci public nu mai s-a spus după perdele. Și s-ar putea tot anul viitor să fie întronizat și anticrist. S-ar putea. După cum vedem, se întâmplă atâta fenomene din cauza, cum spunea Sfântul Iustin Pârvu, că din cauza popilor și a apostaților care îndeamnă lumea, o îndemna și la vaccinare și la erezie. Uite, vedeți, nu comentează nimeni nimic. Unul nu o bătu cu pumnul în masă. Cum să permitem așa ceva în Biserica lui Hristos să petreacă asemenea erezii? De-aia Dumnezeu ne bate. Și nu ne bate cu bățul. Ne bate cu fenomene în astea urâte. Deci spunea păi că din cauza lor Dumnezeu va îngădui și război și cutremur și atâtea cataclisme. Pentru că ei tac și duc lumea în iad. Dumnezeu e milă de oameni. Ca să nu piardă atâta lume, Dumnezeu va îngădui acest război mondial. O să piară multă lume. Vedeți că nu mai sunt voci. E frică la pop, nu vă mai fie frică. Ieromonachilor sau monachilor, nu mai temeți de stareți, de starețe care vă impun să tăceți.
luați atitudine, vă fie frică că Dumnezeu este cu noi și Maica Domnului și toți Sfinții. Uite, toți preoții care au vorbit și așa și au fost înlăturați, nu i-au lăsat Dumnezeu și Maica Domnului. De aceea nu vă fie frică. Uite, și Sfinții ruși care au spus de tot ce se petrece acum, din cauza preoților și apostaților care, uite unde vă duc. Și acum o să vă îndemne să vă vaccinați iară și să luați buletinele cu chip care comenta ceva. Uite, de aici pornește tot. În spatele lor stă o cultă mondială. Trist ce se întâmplă, trist. Nici nu mă tem, știu ce mă așteaptă. Știu ce mă așteaptă, dar Părintele Iustin mi-a spus. O să fim dați afară din mănăstire și o să umblăm cum putem și să ducem mai departe linia Sfinților Părinți. Să nu ne încurcăm cu apostații, să nu luăm actele astea biometrice, să nu ne încurcăm, pentru că prin acum montează la evidențele a populației, vor monta aparate cu scanare cu izotopi. Feriți-vă, nu luați asemenea documente cu chip, că nu sunt bune, nu sunt de la Dumnezeu. Luați atitudine acum cât se mai poate, cât Dumnezeu ne vă mai dă timp aici pe pământ. Dar Dumnezeu nu cred că va îngădui, s-ar putea să nu îngăduie și să înceapă război, ca să nu se piață atâta lume. Uitați, stăm aici să-i huiduim pe apostații ăștia, care, uite, spurcă bisericii lui Hristos și cu aprobarea lui apostatul Daniel, care el la rândul lui șantajat de o culdă mondială, să înainteze cât mai repede, să legifereze ecumenismul, religia asta mondială a lui Antichrist, care este ecumenismul. Și uitați, vedeți? Uite, câtă lume și habar n-au, nu li se spun, nu, bă, oameni buni, uitați ce se petrece în biserici, în așa. E trist. Trist că, uite, nu mai sunt voști care să vorbească, preoții nu se unesc. Atenție mare și acum la legile astea care vor fi, pe cine pune și semnătura. Hai.